Ja, până ziua! Astăzi o să facem o rulada de carne îmbrăcată în crustă. O să avem nevoie de circa 600 de grame de carne. O 100 de grame de pâinică înmuiată în apă. Pentru umplutură, pentru compoziție, o să avem nevoie și de un ou. Parmezan, circa 50 de grame. Un praf de sare. Piper. Pătrunjel. O să punem în interior cașcaval afumat. Și în exterior o să avem nevoie de exemplu, făcut cu untură, cu apă, cu puțină sare și cu făină. Este aluatul de la Lipii și am să fac crustă. Și într-un bol o să punem toate ingredientele. Și o să începem. Punem carnea. O să punem pe toată așa aici. Un ou. O să parmezanul. O să punem puțină sare. Puțin piper. O să punem pătrunjelul și pâinica. Aici am 100 de grame de pâinică mâiată. Această compoziție o să o amestecăm cu mânuța. Și să-l întindem. Rulada noastră. O să o punem așa deasupra aici. Și în interior am zeluțe de cașcaval. Îl fac simplu în seara aceasta. Cu un ușor bătut, batem oul și o să ungem așa pe deasupra. Am să dau la 180 de grade, cam jumătate o oră în cuptor. Și cu oul rămas, l-am uns de câteva ori. Am deschis, am mai uns, am deschis, am mai uns. Ia uitați. Este fierbinte. Ia gotul. Ia uitați cum arată. Este fierbinte, este zemos, ia uitați. Rulada în crustă. Vă urez poftă bună și vouă. Vă doresc multă, multă sănătate și numai bine. Și ne vedem cu o altă rețetă, în direct, într-o altă zi. Vă doresc, vă pup dulce pe toți. La revedere!